Salut, Rory, eu sunt Sebi, astăzi o să facem logica jocului Fortnite, pentru că am făcut logica jocului Minecraft, GTA 5 și mi-a zis în comentarii să fac și logica Fortnite-ului. Video-ul ăsta o să fie mai mult pentru ăștia care ar vrea să apuce de Fortnite și da, hai să începem. Jocul e un joc Battle Royale care a ieșit în 2017. Battle Royale, adică sunteți mai mulți player care săriți dintr-un avion, mă rog, în Fortnite săriți dintr-un autobuz, dar trebuie să supraviețuiți, nu știu, vă dă în jur de 100 de player pe Fortnite și trebuie să găsiți arme în case, heal-uri și trebuie să vă împușcați până ce unul dintre voi câștigă. Fortnite este varianta aia de PUBG, Free Fire, jocurile astea, dar mai că e varianta mai de tryharder și copii toxici. Fortnite-ul este foarte diferit de Free Fire sau de PUBG pentru că ai foarte multe lucruri în plus. Ai, de exemplu, construitul care pe PUBG și pe Free Fire nu le ai. Construitul ăsta se face prin materiale. Materialele astea se pot lua cam absolut din orice din jurul tău. Se pot lua din copaci, poți să strici case, poți să strici garduri, stâlpi, tot poți să iei ca să faci materiale din ei. Și vă spun de pe acum, dacă vreți vă apucați de Fortnite, trebuie să exersați să construiți, pentru că construitul nu vă da seama cât este de folositor în Fortnite. Dar în Fortnite desigur că avem și skin-uri. Da, oamenii ăia deghizați, de fapt nu neapărat oameni deghizați. Mai exact caracterul cu care joci, că poți să fii deghizat în diferite lucruri și asta este foarte tare. Dar și skin-urile alea costă bani, adică nu bani în joc, bani în realitate. Și skin-urile astea sunt mai multe feluri, mai multe rarități. Sunt comune, oncomune, rare, epice, legendare, mitice nu cred că sunt, nu cred că sunt mitice, doar arme mitice. Și de asemenea sunt și arme, sunt tot așa, comune, oncomune, rare, epice, legendare și mitice. Miticii sunt, skin-uri de om nu sunt. Pe Fortnite sunt și glidere. Gliderele sunt acele, un fel de parașut, dar numai că pe Fortnite se numesc glidere. La fel și gliderele pot să fie mai multe lucruri, de exemplu comune, oncomune, rare, epice, legendare. Și mai este și pickaxe-ul. Pickaxe-ul este unealta aia cu care iei materialele, mai exact, cu care strici case, stâlpuri și tot așa. Pe Fortnite poți să ai și skin-uri pe elicoptere, pe mașini. Și ceva foarte important pentru nobalăi, skin-urile nu te ajută, adică skin-urile sunt doar de design, atât. Nu tragi mai bine, nu construiești mai bine dacă ai skin legendar, de exemplu. Tragi la fel, depinde de tine. Și raritățile astea sunt legendare, așa ca să arăți skill la oameni că tu ai bani, ai legendar. Dar nu te avantajează cu nimic altceva. Pe Fortnite este cu level, poți faci level cât mai mare, dar la fiecare 2 sau 3 luni, cam așa, se schimbă sezonul. Când se schimbă sezonul, ăla este un foarte mare update la care se schimbă foarte multe lucruri, se poate schimba mapa, se bagă, nu știu, sau să scot arme noi, să scot arme, skin-uri noi și să bag un Battle Pass nou. Battle Pass-ul este ceva care desigur că și aia trebuie cumpărată. Dacă ai Battle Pass-ul cumpărat, e bine, tot sezonul tu o să primești skin-uri, glidere, pickaxe-uri. Așa, dacă nu l-ai cumpărat, o să primești de astea, dar foarte rar. Așa, de fiecare dată când avansezi în level, de exemplu, la level 1 îți dă un skin, la level 2 alt skin, la level 3 îți dă un pickaxe, la 4 îți dă un glider. Sau dacă nu l-ai cumpărat, o să-ți dai așa din când în când, o să-ți dai, nu o să-ți dai skin-uri, skin-uri nu-ți dă, că skin-uri deja ai prea mult. Și aș putea spune că se merită Battle Pass-ul ăsta, pentru că Battle Pass-ul îți dă foarte multe lucruri și nu costă deloc mult. Costă 900 de V-Bucks, că în Fortnite ăștia sunt banii V-Bucks, și 900 de V-Bucks ar fi în jur de 30 de lei. Și spuneți voi că nu se merită, că tu cu cât avansezi mai mult în level, cu atât o să-ți dai mai multe lucruri. De exemplu, într-un Battle Pass normal, dacă ești tryharder de ăla adevărat și faci level 300 într-un sezon, o să ai în jur de 10 glidere, 10 pickaxe-uri, vreo 6, 7, 8 skin-uri pe caracter la doar 30 de lei. Pe când dacă iese să-ți iei din shop un skin, cele mai ieftine skin-uri sunt de raritate oncomună și costă 800 de V-Bucks. Pe când dacă ai Battle Pass-ul primești de alea rare, care sunt 1200, epice, 1500, legendarii nu știu, nu cred, dar
primești multe skinuri garantat. Și cui nu i-ar conveni? Am ajuns și la finalul acestui episod. Dacă vreți să mai facem episoade de genul, apăsați butonul de like, îmi dați în comentarii cu ce joc ați vrea să mai fac. Avem un server de Discord și dacă vreți să intrați în el, aveți link în descriere. Eu am fost Sebi, noi ne vedem în episodul următor. Pa, pa!